E greu tare la noi. Dar lasă că Dumnezeu așa are greu. Mă rog la Dumnezeu să mor. Ca să trăiască ei sub nume. Când v-au dat foc? Luni. Luni pe la 11, noapte. Da. Așa ne-a făcut. Asta e viața mea, ce să fac. De ce vă amenință ei? Dă foc. Dacă nu le dai sensuri, nu le dai șocare, nu le dai să mănânce, dă foc. Dă foc. Oh, Doamne, dar câte piații strâng eu din gât, ai piații cu femeia, te strâng eu din gât pe tine, așa ne-a spus. Dar vine și ne-a bat de-acolo spui, nimeni, nic, nu vine. Sau ne-a mâncit eu aici, cât am fost aici, cât am fost aici, cât am fost aici, cât am fost aici. De acolo n-am tot fost așa, n-am tot fost acolo, și eu l-am luat toată, toată oameni. Nu știu cum să mă duc să spun. Ați mai făcut o reclamație când v-au furat lemnele. Ce s-a întâmplat? Da, și nu m-a plăcut la lemni. Nu ne-au venit cheltuieli judecate, o dat la tribunal. Dar au venit la dumneavoastră și vă obligați să vă retrageți plângerea, nu? Da, m-am dus eu. V-a spus, dacă nu mă duc la unul de acolo din țigani. Dacă nu retragi plângerea, moșul de țară dă foc la strânsuri. Și uite, am fânt după acolo, am ales un de foc. Am retras-o, domnule. Și ați retras-o. Și după aia v-au venit cheltuieli de judecată. Da, eu. Când m-a rădobat, aduc... Când o arunca cu pietre în dumneavoastră? Întotdeauna aruncă, nu numai odată. Întotdeauna aruncă. Cum mă duc țara de la ora 8, jumătate, 9, să primi pe ieșa. Nu pot să fiți nimic. O venit și o spart. O ăsta ne-a luat pe doi sari de grăunță, plus de asa. M-a purat de 25 de milioane vechi. M-a purat. La banii din casă? Nu. Bani din casă nu ne-au luat. Ferească Dumnezeu ce-a făcut. În patru ani de zile mă rup, domnule. Dar ea 2500 ce erau? Ai. Bani. Nu ne-au luat bani. Nu ne-au luat bani. Am o, doi, trei bănuți acolo. Pentru să mai iau și eu un ca de pâine, să iau și eu unii medicamente cât scumpi. M-a ninorosit, domnule. V-a dat foc? Nu, ne-au furat. În 4 ani de zile ne-au furat 25 de milioane vechi. Mai mult. Vechi. Auziți, am avut proces și m-a dus la recurs. Ia uitați să vă spun ce-a făcut statul nostru, românul nostru. M-a dat la apel, m-a la apel, că puneți mă la apel. Păi mă duc că mă amendează. M-a la apel, mă, și mă, când ești, mă dau la recurs. Când m-a la recurs, cine i-a spus, știi cine i-a spus de la recurs, erau trei tichișei pe tine când le-ai văzut cu hainele și ele și cu se jos așa moșule și prietenții. Păi sparte bătămată, zic acum, eu te care-i treaba, ne-a spus de acolo de la recurs, eu zic așa, ia uite, și-a zis, să pun avocat, deja pusese hoță avocat din oficiu, auzând și n-aveai treabă cu dâș. Acolo nu poți vorbi ca la primărie cu domn primar. Domn primar, uite așa, acolo când îți dă voie să vorbești, că doar știți dumneavoastră cum e justiția. Nu vedeți că îmi vine la judecată, zice, ridicați-vă sus, că e organ de stat. Așa. Și îmi spune că o să pun avocat, să mă mai după două, trei termeni și așa. Nu mă mai duc nicăirea, un procuror o da din cap, un procuror, că adică n-a zis bine. Eu iert, dar să nu mai vii la mine. Și am iertat, domnule, și tot oamenii și ne-au luat. Mă mai lăsa vă două, trei luni, ne-au luat 70 de chili de gen, am vrut să faci noi un braț de pentru un băiat, că ne-a murit un băiat atunci, da. Așa, și uite așa, domnule, și ei cântau. N-are cum să vă spun eu, legea noastră e făcută pentru mine, fricos. Auzi, așa, eu rămân fără chilos pe mine. Lăsați-mă, nu mă mai duc nicăierea. Achitați-l să-i scălească aici precum că nu mai vine. Și iar o venit, domnul, și iar o venit, și iar o venit. Domnule, eu mor numai din cauza hoților. Pentru și, eu vin la ușă, jumătate la mine acasă, la ușă, și-l bătut în ușă și-l îngeam. Și mi-a dat becul de afară, de sus, de la grindă. Și-am dat telefon la poliție. Așa un bec de bani, l-a spus cu tot, cum de nu locuiesc. Ce vroiau când veneau? Și nu, o bătea în ușă și nu spune nimic. La telefon la o sora mea și a venit un nepot în sora mea. Și-a dat telefon la poliție. La poliție. Spune că ai fost la poliție cu becul. Poliția a venit.
Pristim o jumătate de ori ca să omoare oamenii, ca să moare omul acolo și apoi nu vine poliția la noi. Bunică, cât ați avut glicemia când vă da foc? 400. Da, au putut să iasă afară. Dă-i, mă. Nu au putut să iasă afară, au căzut odată cu apă. Stoc de lucernă. E bolnav. La doi băieți. Are diabet, așa. Ați căzut jos când ați văzut. Ați căzut jos, da, după casă, cu rușa, când am văzut pară, eu n-am mai știut și cu mine. Că m-am părit în coastă, uite coasta asta, am prisut la coastă. Ce vă cer? Nu mă interesează. Dar și să ceară, nu m-a văzut cum da foc. Îi dau foc din nou. Dar ei ce vă cer la schimb? Să-i dați mâncare? Ce vor? Nu a venit la mine. Dar eu știu că ei când au dat foc, la lângă și-au venit. Nebunul ăsta vine să ceară, el vine și dă foc. Nu, dar dumneavoastră ce vă mai cer? La noi eu cerut fân. Fân o cerut, nu? Omul l-a furat. O cerut ciocanii. Nu i-am dat omul și-o dat foc. Da, cum? Doar și el umblu cu dat focul și cu șerutul. Cum le zici? Cum le zici, bunică? Ciuciulescu. Ciuciulescu. Ciuciulescu, nu? Gabriel. Gabriel.